Salutare tuturor și bine v-am regăsit! După cum știți, dacă la o masă mă aflu eu și cu Radu, e clar că vorbim despre un produs Apple, nu? De cele mai multe ori. Sau două. Sau două. De fapt, unul în principal. Ai dat tot, am vorbit de 10. Chiar mai multe. Ultima dată m-ai lăsat să vorbesc singur. Bun. De ce ne-am întâlnit astăzi aici? Ne-am întâlnit să vorbim despre iOS 13, adică tu vorbești despre iOS 13 și eu despre 12. Hai să începem. Hai să vedem. Uite, primul lucru pe care eu l-am observat acum, prima oară când am făcut comparație între un iOS 13 și iOS 12, nu mai avem aceste două scurtături de pentru flash și cameră. Aia este prima oară când îl observ. Deși sunt utilizator în rest. Stai un pic, stai că vreau să întreb. Eu pot să-mi instalez iOS 13 acum? Pot, dar nu îți recomand. De ce? Din mai multe motive. Primul și cel mai important este că este plin de bug-uri. Din toate felurile. Respring, cuvinte care, meniuri care vin unul peste altul, aplicații care nu merg și asta ar fi a doua variantă. Și în al doilea rând, iOS 13 este în formulă beta deocamdată. Până la toamnă când apare iPhone 11, nu o să te poți bucura de el în variantă full, ceea ce înseamnă că toate aplicațiile, în afară de cele Apple native, nu sunt configurate pentru iOS 13, ceea ce înseamnă că acea tastatură frumoasă, ca acel dark mode, că cine știe ce animoji, nu o să meargă pe Instagram, pe Facebook, pe WhatsApp, pe tot ce vrei tu. Adică ele deci doar pentru tine și pentru evident, pentru că chat, aplicațiile, nu? Aplicațiile nu sunt updatate, nu sunt adaptate pentru iOS 13 până nu apare varianta full. Până atunci, nu. Deci, n-ai de ce să mai niciun motiv să deci până în toamnă, dacă îți instalezi acum iOS 13, ești un beta tester. Da. Practic testez funcțiile respective, Apple își dă seama dacă funcționează sau nu anumite lucruri și pe măsură ce apar alte update-uri, am înțeles că o dată pe săptămână vine câte depinde. Majoritatea au avut, primele update-uri au fost cam la o săptămână, apoi au fost reduse la două săptămâni. Dar depinde foarte mult de câte bug-uri există într-o aplicație. Și având în vedere că iOS 13 față de 12, 11 și cele care nu au avut schimbări atât de mari, s-ar putea să avem update-uri mai dese și mai multe. Pentru că este o schimbare mai mare din mai multe puncte de vedere. Da. Hai să vedem. Deci la primul ecran am văzut că a dispărut, da, ne-a dispărut cele două scurtăturile pentru lanternă și pentru camera. Și având în vedere că nu le-am observat până acum, pentru mine înseamnă că nu le duc lipsa. Acum că le-ai pus lângă un telefon care are iOS 12... Acum l-am observat. Ia, le deblochezi tu? Hai să le deblocăm. Asta este telefonul meu. Apropo, Face ID e mai rapid? Da, Face ID este mai rapid. Ei spun că este cu 30% mai rapid. N-aș ști să spun în procente cât este de rapid, dar se vede o îmbunătățire. Hai să vedem, să testăm dacă mă ia pe mine camera de aici. La Lorenei nu o să-mi detecteze fața pentru că eu nu sunt în culoare, da? Dar am simțit fără să fie nevoie să aici pot să-ți confirm și eu, pentru că văd că George s-a uitat destul de mult la iPhone-ul lui până când se dezloca. Face ID-ul merge mult mai bine. Vedete în iOS 13, cred că știi tu care, nu? Toată lumea a vorbit și o chestie atât de nouă și de inovativă. Asta? Meniul ăsta? Ceva de genul ăsta, dar este ceva absolut inovativ, da, dark mode. Poți să-ți arăt ceva? Aceasta este aplicația de Google Keep, da? Observ, nu? Da. Pune și Google Keep-ul are un dark theme, un dark mode. Altfel ar fi arătat așa. Din ce știu eu ce este benefic la dark mode este faptul că îți arată mai puțin alb pe ecran, ceea ce înseamnă că va consuma bateria mai puțin și te va stresa mai puțin la ochi atunci când vezi, de exemplu, seara la ceva. Eu din ce am văzut la keynote-ul lor, ei laudă cel mai mult faptul că au grijă foarte mare pentru ochii tăi. Nu atât de mult cât economisirea bateriei. Sincer să fiu, mie nu-mi place de niciun fel, dar îmi place opțiunea că se poate... Deci nu ți-ai activat dark mode. Okay. Nu, o am activată. Se activează automat la apus și se dezactivează la răsărit. Ceea ce e bine. Așa folosesc și eu. Așa îmi place. Așa am și la laptop și mi se pare cel mai simplu. În rest, nu pot să spun că sunt foarte fericit cu acest negru, foarte mult alb. Bine, poate și în obișnuința mea de atâția ani cu alb peste tot, e posibil să fie de vină, însă nu sunt atât de entuziasmat. Dark mode. Nu neapărat. Dark mode-ul Apple este mult mai dark decât dark mode-ul în general. Uite, vreau să arăt. Uite cum e YouTube-ul. Avem un gri față de, deci, negru intens. Aici avem un negru, spre deosebire de YouTube, unde avem un da, gri. Pentru că YouTube, dark mode-ul YouTube-ului îți afișează ceva, da. Adică îți arată pixeli. Avem două telefoane care au un ecran AMOLED. Asta înseamnă că atunci, acolo unde vezi negru, este chiar stins ecranul, deci, știi? Să facem o comparație și între... Apple profită la maximum de treaba asta, pentru că în momentul în care ai un ecran de genul ăsta,
în situația actuală, dacă tu stai să vezi la calendar 5 minute față de 5 minute aici, tu o să consumi probabil cu 90% mai multă baterie pe acest ecran. Eu o țin pe aia cu bateria. Acum, dacă te uiți la calendar seara, când e lumină foarte puțină și sau poate pe întuneric, asta o să-ți ardă ochii. Da. O să te uiți așa la el și după aia o să te minunezi de ce nu poți să adormi. O fi din cauza că am băut sucul ăla sau că am băut cafea? Nu, nu. E din cauza că te-ai uitat 5 minute la un ecran atât de puternic, atât de luminos și creierul tău a intrat în faza de ok, acum e lumină, trebuie să fiu activ. Da. Asta se întâmplă. Bine, Apple avea și această opțiune de True Tone, care da. Și Night Shift, care adaptează albul în funcție de lumină, dar în fine. Bun, ai cam atât cu un Dark Mode. Dark okay. Mode este negru-negru, după cum spuneam, în toate aplicațiile native Apple. Okay. Pe mine nu mă încântă de detalii, nu pot să spun că te fericit. Știu că sunt multe modificări la nivel de interfață, au apărut meniuri noi peste tot. Au apărut foarte multe meniuri, au fost schimbate, de exemplu înainte, la fundal, în partea asta de fundal și luminozitate, de exemplu, afișaj și luminozitate. De aici puteam să selectăm, hai să intrăm afișaj și luminozitate. Avem frumos aici, autoblocare și trezire la ridicare. Acum s-au mutat toate astea. Mai multe opțiuni, mult mai multe opțiuni. Dar aici nu mai găsim la îndemână luminozitatea, cum îi spune, adaptivă. Uite, dacă intrăm aici la afișaj și luminozitate. A, nu e, e doar True Tone. Doar True Tone, știi? Aici avem mai multe opțiuni okay. Și multe dintre ele au fost mutate. Mai avem aici zona de accesibilitate, unde au fost foarte, foarte multe dintre ele mutate, unde avem accesibilitate. Bine, nu cred că sunt atât de multe lucruri pe care le foloseai de fiecare dată, în fiecare zi, știi? Că nu, dar fiind obișnuit cu ele într-un anumit loc, acum mi se pare un pic ciudat trebuie să le găsesc în alte locuri. Știu că este o opțiune pe care am tot căutat-o și nu o găseam. Și știam de aia că este într-un loc. Auto-blocare. Nu, autoluminozitate. Acum este tocmai în accesibilitate. Okay. Pentru că am mutat-o în zona de accesibilități. Am înțeles. Sunt foarte multe schimbări. Sunt detalii atât de mici pe care le știi. Sunt foarte multe dacă detalii mici, fonturi, butoane noi apărute, butoane împărțite în două, dar o mare schimbare o avem la poze. Partea de galerie. Vezi cum sunt împărțite zonele? Aici avem pozele pătrate, mari și le avem împărțite pe toate pozele, pe zile, pe luni sau pe ani. Îmi permiți să fiu... Tu ai opțiunea asta, Radu? Tu poți face așa cu două digite? Poți face așa cu două degete? Nu poți face așa cu două degete. Nu am deschis cutul fotos de mult. Hei, ca să vezi, ia uite, ce să vezi? A, nu pot să fac chiar așa. Deci nu pot să exagerez chiar atât nici de mult. Nici chiar așa. Dar pot să fac așa, de exemplu. Și uite, mi le afișează și mie după zile, mi le afișează după luni, mi le afișează și mie așa cum ar trebui să mi le afișeze. Dar nu pot să fac chestia aia. Este un ceva spectaculos. Foarte interesant. Bun. Care, da, e spectaculos. Din punct de vedere al interfaței sunt foarte, foarte multe schimbări. Haideți să vorbim mai bine despre lucrurile pe care mie mi s-au părut de simplu interesante. Hai. Utilizator de Apple, am folosesc iPhone de la primul telefon și sunt, să zicem că le știu pe toate și mi-au plăcut. Îmi place foarte tare mai nou că poți să editezi pozele într-un mod mult mai... Da, chestia asta am văzut-o și eu. Mi s-a părut fabulos că poți să faci la video. Interesant, da, și asta cu video. Wow. O poză, adică înainte aveam doar opțiunile astea de aici, era o chestie complicată cu stai luminozitate, ce e asta, ce am pe lângă, ce am pe poză. Chiar, hai să vedem să facem comparații. Yes, în poze. Uite pe asta, da? Hai Bun. Să edităm poza asta. Dacă dăm la editați, avem aici opțiunea pe care eu niciodată n-am știut să le folosesc, mi s-au părut prea complicate. Lumină, expune, întunecare, luminozitate, contrast. Au separat fiecare meniu. După aia, saturație, nu știu ce. Da, nu e ok. Am intrat aici, am auto, dacă vreau să fac poza să o gândească algoritmul lui să mi-o facă mai frumoasă. Am aici expunere, strălucire, luminozitate, întunecat, contrast și alte câteva opțiuni pe care le găsești pe majoritatea aplicațiilor de edit photo. Exact, vreau să spun că seamănă foarte mult cu Snapseed-ul la capitolul ăsta și ai toate funcțiile de care ai nevoie în aplicație. În aplicație. Evident, tot la partea de edit, o chestie foarte utilă, de care simțeam nevoia de multe ori și nu trebuie să descarc un program de pe net care să mă ajute și care era doar trial și cu care nu puteam, să întorc un video. Acum poți să întorci clipurile video direct din aplicație. Nici mai încerc aici. Aici nu se putea, nimic că nu puteai să editezi un video, puteai doar lungimea clipului să o editezi. Acum putem să întoarcem un video, putem să punem filtre pe video
Și... Am văzut că poți să modifici luminositate, contrast, balans de alb, deci cam ceea ce face un program de editare profesional, cam ce facem noi atunci când facem chiar și o fotografie cu telefonul, dar are nevoie de niște mici modificări, o copiem pe calculator sau prin AirDrop, eu prin Google Drive și ne apucăm să o edităm. Eu asta fac. Da. Și cred că și tu pățești similar. Da, la video nici nu se mai pune problema. La video era, telefonul, la automat video era, transfer o, era o corvoadă să editezi un video pentru că nu aveai cu ce. Și programele care îți permiteau să faci chestia asta, de cele mai multe ori erau cu plată, ori își cerau bani pentru... Da, și cu plată. Ori spuneau un watermark, ori... Adică da. Aș putea să mai testez acum ăsta de la Adobe, îmi scap acum cum se numește, varianta de Premiere pe care au scos-o ei pentru dispozitive mobile. Mm-hmm. Îți cam pune telefonul în genunchi, dar am înțeles că poți să faci lucruri interesante cu el. Uite, merit foarte tare, mai îmi place și Safari. Mai nu avem și un, la zona de Safari avem acum și un manager de download. Adică, de exemplu, dacă intrăm pe, hai să-i dăm pe Cavaleria. Intrat în poliția aceea. Da. Acum am apăsat lung pe poze și am partajat, adăugați în poze sau copiați. Acum trebuie să apeși lung, să dai în sus și salvați imagine sau copiați. Deci asta nu e opțiunea. Nici asta nu e opțiunea. În plus, dacă tot pentru Android cum arată? Zi, continuă. Dacă tot vorbim de treaba asta, în curând de la iPhone 11 se presupune că 3D Touch-ul va dispărea. El a fost deja înlocuit în iOS 13 cu Haptic Touch, ceea ce înseamnă că fiecare, orice iPhone care este compatibil cu iOS 13 va avea toate aceste scurtături prin long press, ceea ce înainte nu se putea dacă telefonul tău nu avea 3D Touch. Bine, asta e o chestie din sistemul de operare, sunt de acord. Deci asta e o chestie din Chrome. Puteți face asta și pe iPhone, bănuiesc, dar din Chrome. Ai încercat? Nu, nu am încercat niciodată. E posibil să meargă. Asta e o funcție din Chrome. Ai Chrome-ul? Nu. Nu. E ok. Uite, de exemplu, suntem pe în zona de unde se poate descărca iOS 13. Dacă dăm aici pe Download, este primul site care mi-a venit în minte unde pot descărca ceva. Vom avea frumos aici un Download Manager. Și vom putea downloada direct în Safari, ceea ce înainte nu puteam. Dacă veți primi un mail pe WeTransfer, veți putea downloada direct din transfer și putem alege să ajungă în Google iCloud sau să-l pui direct în telefon. În stocarea telefonului, în stocarea telefonului. Okay. Și dacă tot am ajuns aici și aplicația de file este mult mai bine optimizată, cel puțin pe iPad. Pe iPhone n-am văzut cine știe ce schimbări, dar pe iPad este mult mai complexă, suportă mai nou și un flash, poți să pui și un hard disk extern plus mouse-ul. Ok, we have the mouse. Ce mai e de comparat între ele? La capitolul meu, am văzut faza cu butonul de volum, mi s-a părut interesant. Da, da. Toată lumea, nu știu de ce toată lumea plângea și se plângea de această opțiune. Adică n-am avut niciodată o problemă cu ea. Mi se pare stupid că, dacă nu mă înșel, acest buton există de la primele versiuni de iPhone, poate. Adică este foarte, foarte vechi, știi? Însă nu m-a interesat cu nimic, nu m-a deranjat cu nimic, însă mi se pare mult mai intuitiv și mai bine, așa cinstit. Așa l-are Android 9, clasicul Android 9, cel curat, l-are în moment în stânga, mi se pare, sau în dreapta, în funcție de butonul de volum, tot așa pe verticală, știi? Mi se pare mult mai frumos și mult mai curat, așa. Este. Bun, hai să vorbim și de partea de mesaje. Pe lângă faptul că au încercat să facă un soi de și cred că vor avea în plan să ducă iMessage-ul spre WhatsApp. Ai niște chestii noi aici. Da, avem Mimoji. Și aici Mimoji care mai nou sunt stickere. A, deci astea erau stickerele pe cel nu, vechi? Nu, aici avem emoji normale, că am și eu emoji normal, care este doar emoji, și avem Mimoji. Adică tu în varianta sticker. Aici avem doar emojiurile, care sunt și cele trei noi, șoricelul, caracatița și văcuța. Dar mai nu avem Mimoji, adică tu transformat într-o serie de stickere. Stickere inspirate majoritatea din emojiurile clasice. Adică cu inimioare, adormit, ok, like, dislike și așa mai departe. Adică aceste lucruri, da? Nu neapărat. Deci știi că asta se poate face de la... A intrat, se pare, pe S9, după aia a apărut și pe Soft, și pe Note, da. Și pe... Deci avem o versiune de genul ăsta, nu? Ceva de genul ăsta, doar că aici nu îți faci o poză. Aici este mult mai nevoiasă toată distracția. Pleci de la o față de bază, o față galbenă, care apoi să-i pui
Deci nu poți să faci o poză să-ți-l construiești tu? Pleci de la o față de bază, care îi pui pistrui, îi pui piercing, îi pui piercing în limbă, îi pui aluniță, îi pui coafură, îi pui șapcă, îi pui AirPod-uri dacă vrei în ureche. Da, ce frizură asta, vrei tu și așa mai departe. Ok. Încadrați-vă chipul în zona obiectivului. Dacă vrei să înceapă să și dea din gură sau să vorbească sau să zică ceva. Okay. Însă, emoji. Poți să le folosești doar cu cei care au iMessage. Dacă prietena ta, prietenul tău nu are iOS 13, nu va putea să trimiteți un emoji. Îți va răspunde cu un emoji clasic. Da, ok, este chestii în sistemul de operare, să zicem că e de înțeles. În rest, sunt schimbări mici, majoritatea, ți-am spus, sunt legate de interfață, sunt și câteva puncte forte și aceste lucruri minore care schimbă cumva fața și îl fac un pic mai prietenos, însă, repet, nu recomand nimănui să și-l instaleze până nu este varianta full. Eu am trebuit să-mi desperichez ceasul de telefon de vreo 5 ore în weekend ca să poată să meargă să-mi-l recunoască, pentru că avea momente în care nu-l recunoștea și a trebuit să-l instalez, plus că anumite aplicații nu merg, adică aplicația de banking nu merge deloc, absolut deloc, și sunt multe aplicații care nu mai merg de deci niciun fel. Nu merge aplicația de banking. Nu, aplicația de banking nu merge absolut deloc. Așadar, noutăți sunt destule, cred că sunt foarte cred multe că sunt noutăți. Vreo 100 și ceva, dacă sunt nu mă înșel. Sunt mult mai multe, sunt sute de noutăți. Dar sunt schimbări, să zicem, optimizări și ajustări ale sistemului de operare care erau necesare și sunt bine primite. În plus, din experiența celor trecute, cu siguranță multe vor dispărea, multe lucruri vor apărea, foarte multe vor fi îmbunătățite. Mă aștept ca anumite opțiuni pe care le-au lăudat și nu pot fi implementate așa cum trebuie să dispară. Sunt foarte multe opțiuni care au dispărut din iOS-uri mai vechi și e posibil că și aici nu m-ar mira, eu încă mai cred că asta este un bug, faptul că aici nu am scurtăturile astea, mi-am ajutat foarte, adică camera da. Da, corect, să tragi în camera. Direct în cameră. Aici true. Nu. Până și Android-ul are. Da. Și cam pe aproape asta, orice asta telefon, eu cred că este un, și camera. Da, aici cred că e un bug și va dispărea, însă foarte multe lucruri vor fi corectate. Dacă totuși vreți să vă instalați iOS 13, că vă place, că vă doriți, că sunteți foarte curioși, mai așteptați măcar încă un beta. Și ce v-am spune că zilele astea ceva, la o săptămână, 10 zile după ăsta, trebuie neapărat să apară un beta 2. Deci eu zic să mai așteptați măcar un beta, ca să nu aveți bătăi de cap și să vă treziți că nu vă merg aplicații care vă trebuie, adică mie nu merge aplicații de banking și astăzi am descoperit. Deci dacă ai un iPhone pe acasă pe care nu-l folosești în mod constant și nu e telefonul tău principal, da, instalează-ți-l pe el, dar dacă vrei să depinzi de telefonul tău, ăsta este și motivul principal pentru care eu am acest telefon. Ăsta a rămas neschimbat, am tot pe el, toate conturile. Celălalt telefon, al doilea pe care îl tot schimb, în momentul de față nu are decât un singur cont din vreo 6 cât ar trebui să aibă. Deci îl prefer pe ăsta pentru că vreau să am acces la aplicația de banking, care până la urmă se pare că a devenit foarte importantă, la Uber, la aceeași cartelă, să nu cumva să uiți o bug sau chestii de genul ăsta. Da, nu vrei să ai niciun fel de bug. Exact. Mi-a dat un bug de dimineață, mi-a dat un respring pentru că am vrut să schimb poza de fundal, s-a blocat și a dat un respring și n-am mers să schimb poza de fundal. De la o poză de fundal. Poza de fundal, da. Ce înseamnă respring? Respring este momentul în care dă o eroare și își dă un refresh. Da. Am înțeles. În rest, iOS 13 este interesant, sunt foarte multe schimbări interesante, ca să le zic așa. Mie mi se pare că a devenit un pic prea animată toată situația, dacă mă uit la aplicația de sănătate. Foarte multe culori, foarte multe chestii, mi se pare un pic prea complicat. Era mult mai simplu înainte, dar este complicat din cauza faptului că au apărut multe opțiuni noi. Însă, este interesant de văzut ce urmează. Bun, cam acestea sunt concluziile după update-ul de iOS. Răzvan o să mai sufere puțin, probabil, pentru că lui îi place să sufere și da. Sunt de acord și mie ar plăcea să sufăr. Cred că va trebui să ție un telefon de backup. Eu încă sper că, bine, nu mă aștept ca aplicația de banking să meargă a doua zi, dar încă mai sper ca multe bug-uri să fie rezolvate zilele care urmează ca să pot să mă bucur de ele mai bine. L-ai instalat pe un telefon mai vechi decât iPhone 10? Nu. Crezi că va face probleme cum a făcut în anii trecuți? Telefoanele mai vechi să meargă mai greu, deși el spune că aplicațiile deschide mai repede? Depinde. iOS 12 a fost o dezamăgire pentru toată lumea, dar el a fost lansat în momentul lansării, fix oficial, pentru a rezolva problemele telefonelor mai vechi. Așa. Și pentru a fi mai mult prietenos cu telefoanele mai vechi. Da. Toată lumea știe chestia asta. iOS 12 nu a adus nicio schimbare din punct de vedere al grafic. E lucruri foarte mici. Însă și iOS 13 la fel, se laudă că toate telefoanele mai vechi, până la SE, 6S, vor merge zbri și așa, dar nu.
Răzvan, îți super mulțumesc pentru insight-ul asupra lui, a lui iOS 13. Eu îți mulțumesc. Sper să-l folosești după ce, sper să rezolve multe lucruri rapid. Și eu sper. Și noi trebuie să închem, că trebuie să-i dăm telefonul Lorenei înapoi, cât mai repede. Like now. Cam atât pentru astăzi. Nu uita să dai un like, un share, un subscribe și turtește clopoțelul ăla de notificări dacă vrei să afli când publicăm un clip nou. Și poți să-l turtești și pe Cavaleria.com. Caută Cavaleria.com, nu? Canalul nostru în engleză. Exact. Răzvan se pregătește să filmeze un clip în limba engleză.